La finele anilor 70, Dan Voiculescu este informator al securității și are două nume de cod, Felix și Mircea. Una dintre notele informative scrise de viitorul Mogul îl are ca subiect pe un cetățean german despre care Voiculescu spune că prezintă potențial pentru abordarea unor probleme care vor fi considerate majore. Cinci ani mai târziu, neamțul turnat înființează o firmă în Austria, care este preluată de grupul lui Voiculescu și devine Christian Commercial and Maritime GmbH. La data preluării, Voiculescu era deja împuternicit al unui alt crescent, înființat în 1980 în Pireu, în Grecia. Alte crescenturi apar curând în Marea Britanie, Statele Unite, Cipru sau pe insula Man, în Marea Irlandei. Companiile crescent sunt implicate în anii 80 în marile operațiuni de import-export ale României Comuniste și devin cheia îmbogățirii lui Dan Voiculescu după căderea lui Ceaușescu. Creștentul Cipriot ajunge să dețină și să susțină financiar imperiul de afaceri construit de magnatul român. Afacerea Crescent mai trece însă și prin insula Jersey sau prin Panama. Vreți să aflați mai multe? Dați căutare după Voiculescu pe riceproject.ro